Demisie premeditată la Consiliul Local. Consilierul PSD Adi Petrușcă a renunțat benevol la funcție. Fostul director de la Nova Apaserv a promovat concursul pentru ocuparea postului de șef Serviciu Evidența Persoanelor, iar astăzi, cu zâmbetul pe buze, și-a luat la revedere de la colegii consilieri. Am spus că vă rog o scurtă intervenție, în care vreau să vă arăt acum știință, începând cu ziua de astăzi, la o dimisia de funcție, Consiliul Local. De când ajut la pronunțul ăsta. Și vă mulțumesc pentru toate întâmplările pe care le-am petrecut împreună în ăștia trei ani. Mulțumesc! Mulțumim și noi! În locul lui Adi Petrușcă, în Consiliul Local, ar urma să intre Daniela Cristina Roșu, angajată la zona metropolitană. Și consilierul Mihai Ștefan anunțase că demisionează din Consiliul Local, imediat după ce a fost prins, făcându-și nevoile lângă bustul lui Mihai Eminescu din fața teatrului. Liberalul s-a răscândit și pare că nu vrea să piardă indemnizația lunară primită de la Consiliu.